În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Iubiți credincioși, prezența astăzi în număr așa de mare în catedrală, iubiți credincioși care sunteți în legătură directă cu noi pe calea undelor și iubiți ascultători ai postului de Radio Maria, susținuți de Harul lui Dumnezeu, începem astăzi postul mare și îl începem cu devoțiunea foarte îndrăgită de toți, calea Sfintei Cruci, urmată imediat de celebrarea Sfintei Liturghii, cu impunerea cenușii pe capetele noastre, și asta va fi imediat după predică, în semn de convertire și de pocăință. Oferim calea Sfintei Cruci și toată celebrarea din seara aceasta, cu gând de ispășire a păcatelor noastre, ale celor dragi ai noștri, ale bisericii și ale lumii întregi. Vrem, prin jertfa de pe Calvar, meditată la calea Sfintei Cruci și apoi celebrată la Sfânta Liturghie, să aducem reparare pentru toate ofensele aduse Maiestății Divine. Ne angajăm să ducem o viață mai bună, mai curată, mai sfântă. Îi chemăm alături de noi în rugăciune pe toți îngerii, pe Sfânta Fecioară Maria, pe toți sfinții și fericiții din ceruri. Ne unim în rugăciune cu toți cei de pe fața pământului care, asemenea nouă, se angajează să trăiască timpul postului mare așa cum se cuvine unor creștini adevărați. Îi punem în intenția noastră și pe cei răposați, care sigur așteaptă mereu rugăciunile noastre. Iar acum să ne recunoaștem cu umilință păcatele, ca să participăm cu demnitate și cu mult folos sufletesc la celebrarea Sfintelor Taine. Act de căință. Mă căiesc din toată inima de toate păcatele mele și le urăsc mai mult decât orice lucru, pentru că prin ele Tarul Tău și Împărăția Cerului și m-a făcut vrednic de pedeapsa veșnică a iadului. Dar mai mult mă căiesc, pentru că păcătuind te-am îniat pe tine, Părintele meu, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu, atât de mare și atât de bun, pentru aceasta mă hotărăsc, cu ajutorul Harului Tău, să nu mai păcătuiesc și să fug de orice prilej de păcat. Amin. Stațiunea întâia. Iisus este condamnat la moarte. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisus, Sfântul tuturor sfinților, Regele tuturor regilor, după ce a fost biciuit până la sânge și încununat cu spini, este osândit de făptura sa la moartea cea mai dureroasă și cea mai rușinoasă. Eu sunt pricina acestei osândiri. Eu m-am făcut vrednic de 1000 de ori de moartea aceasta prin păcatele mele. O, Iisuse,
dă-mi harul să cunosc bine păcatele mele, dă-mi o umilință adevărată. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne, miluiește-ne! Stațiunea a doua. Iisus ia crucea pe umeri. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. După ce a așteptat-o și a dorit-o 33 de ani, Iisus ia acum crucea pe umerii săi, ca pe un steag al luptei sale, ca pe o unealtă a mântuirii noastre. O, Iisuse, dă-mi harul să prețuiesc și să iubesc patima și crucea Ta sfântă, precum și suferințele ce mi le trimiți. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne, miluiește-ne, miluiește-ne pe noi! Stațiunea a treia. Iisus cade întâia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin Sfânta Ta, Iisus cade, obosit din pricina sângelui ce i-a curs, împovărat de păcatele ce atârnau de cruce. El cade pentru a mă curăța de păcate și pentru a mă păzi să nu cad din nou în ele. O, Iisuse, dă-mi harul statorniciei în bine. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne, miluiește-ne, miluiește-ne pe noi! Stațiunea a patra. Iisus întâlnește pe Maica Sa îndurerată. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisus, cu crucea pe umeri,
cu coroana de spini pe cap, o întâlnește pe maica sa îndurerată. Ce durere pentru inima dumnezeiască a fiului și pentru inima duioasă a mamei! O, Iisuse, fă-mă și pe mine părtaș la durerile și suferințele ce vi le-am pricinuit ție și mamei tale. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne, miluiește-ne, miluiește-ne pe noi. Stațiunea a cincea, Simon din Cirene îl ajută pe Iisus să ducă crucea. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Simon din Cirene duce crucea lui Iisus pentru că Iisus nu mai poate duce. Simon duce crucea fără de voie și silit, dar ducând crucea, cunoaște cine este Iisus și învață a-L iubi, precum și aduce crucea din dragoste către El. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne, miluiește-ne, miluiește-ne pe noi. Stațiunea a șasea, Veronica șterge fața lui Iisus cu o maramă. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Cu mare compătimire, Veronica șterge sudoarea și sângele de pe fața dumnezeiască a lui Iisus, și El, din recunoștință, își întipărește fața pentru totdeauna pe marama ei. O, Iisus, se întipărește și în inima mea chipul feței Tale, ca să nu uit niciodată ce ai suferit pentru mine și cât m-ai iubit. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne, miluiește-ne, miluiește-ne pe noi. Stațiunea a șaptea, Iisus cade a doua oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm.
Iisus cade și peste dânsul cade crucea care îi apasă mai adânc spinii în cap, producându-i astfel o durere nespusă. Acești spini au fost păcatele mele săvârșite cu gândul, pofta, cuvântul și privirea. O, Iisuse, dă-mi harul unei pocăințe adevărate pentru păcatele mele, care ți-au pricinuit niște dureri așa de mari. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne, miluiește-ne! Stațiunea 8-a. Iisus mângâie femeile care plâng. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Fiicele Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci pe voi să vă plângeți și pe fiii voștri. Că de se fac acestea cu lemnul cel verde, cu cel uscat, ce va fi? O, Iisuse, Tu ești lemnul cel verde, iar eu cel uscat, vrednic numai să ard în iad. Dă-mi harul unei adevărate întoarceri spre bine și al unei statornice frici de Dumnezeu, pentru ca prin fapte bune să aduc roade pentru viața cea veșnică. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne, miluiește-ne! Stațiunea 9-a. Iisus cade a treia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisus cade, dar călăii îl împing, îl bat și îl bat jocoresc necontenit pe calea crucii până la Golgota. O, Iisuse, ce rușine și ce durere ai suferit Tu din dragoste către mine! Dă-mi harul ca din dragoste către Tine și cu duh de pocăință să sufăr bucuros orice rușine și durere și în chipul acesta să nu încetez niciodată de a Te urma. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne, miluiește-ne! Iisuse,
Stațiunea a 10-a. Iisus este despuiat de haine. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisus este despuiat de hainele sale și adăpat cu fiere și oțet. Hainele îi se scot și astfel îi se reînnoiesc toate rănile pricinuite prin biciuire. Prin dezbrăcarea hainelor și prin reînnoirea rănilor, Mântuitorul ne-a dobândit iertarea pentru păcatele noastre împotriva curăției, iar prin fierea cea amară și prin oțetul cel acru, ne-a dobândit iertarea păcatelor noastre de lăcomie. O Iisuse, eliberează-mă de robia poftelor trupești. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne, miluiește-ne! Stațiunea 11-a. Iisus este răstignit pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Mâinile și picioarele Mântuitorului sunt pironite pe cruce. Iisus atârnă de rănile mâinilor și picioarelor și suferă dureri nespuse pentru toate faptele cele rele ale mâinilor noastre și pentru căile păcătoase pe care au umblat picioarele noastre. Străpunge-mă, o Iisuse, și pironește-mă pe crucea ta printr-o sfântă frică și dragoste, pentru ca în toate ispitele și suferințele să rămân statornic în răbdare până la sfârșit. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne, miluiește-ne! Stațiunea 12-a. Iisus moare pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. După ce a atârnat 3 ceasuri pe cruce, după ce a pătimit și s-a rugat, Iisus își dă de bună voie sufletul în mâinile Tatălui Său Ceresc și moare. O Iisuse, fă ca moartea Ta să-mi fie viață și dă-mi harul să fiu pururea mort pentru păcat, pentru lume și pentru toate pornirile cele rele, ca să trăiesc numai pentru Tine și la sfârșit să ajung printr-o moarte bună la viața cea veșnică. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Mare a Lui Dumnezeu, roagă-ne
Doamne, miluiește-ne! Stațiunea 13-a. Iisus este coborât de pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisus este dat jos de pe cruce și pus în brațele mamei sale îndurerate. O sfântă mamă a lui Dumnezeu, ce durere pentru inima ta de mamă să vezi în brațele tale trupul dumnezeiescului tău fiu, rece și fără viață, și să privești rănile lui din care mai curgea sânge. Pentru aceste dureri ale tale, te rog, dobândește-mi de la dumnezeiescul tău fiu harul unei pocăințe desăvârșite pentru păcate, acum și în ceasul morții mele. Sfântă Marie, Maică îndurerată, roagă-te! Doamne, miluiește-ne! Stațiunea 14-a. Iisus este înmormântat. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Trupul preasfânt al lui Iisus este înmormântat într-un mormânt nou și curat. O, Iisuse, dă-mi harul ca inima mea să fie o locuință curată și plăcută ție pentru trupul tău în preasfânta împărtășanie și să te primesc vrednicește și cu evlavie pentru mântuirea sufletului meu, pururea, dar mai ales la sfârșitul vieții mele. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne, miluiește-ne! Stațiunea 15-a. Iisus învie din morți. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Învierea este și trebuie să fie răsplata unei vieți duse alături de tine, o Iisuse, pentru mântuirea sufletelor. Învierea ta, Doamne, să fie pentru toți preoții tăi hrană zilnică dătătoare de credință, iubire și speranță. Atrage-i în lumina învierii tale pe toți slujitorii altarelor pentru a fi, la rândul lor, izvor de lumină neînserată. Ne rugăm după intențiile Sfântului Părinte Papa pentru dobândirea indulgenței plenare. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul Tău și în vecie nu te supăra pe noi. Iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul Tău și în vecie să ne rugăm. Dă-ne, Doamne, harul să începem printr-un post sfânt lupta vieții creștine, pentru ca în bătălia împotriva Duhului rău să fim mereu întăriți prin fapte de pocăință. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Ioel. Chiar acum, oracolul Domnului, întoarceți-vă la mine din toată inima voastră, cu post, cu plâns și cu jale. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și îndurător, încet la mânie și plin de bunătate și iartă răul. Cine știe, poate se va întoarce și va ierta și va lăsa după el o binecuvântare, ofrandă și libație pentru Domnul Dumnezeul vostru. Sunați din trâmbiță în Sion, consacrați un post și convocați o adunare. Adunați poporul, consacrați o adunare. Întruniți-i pe bătrâni, convocați-i pe prunci și pe copiii de la sân, să iasă mirele din camera lui și mireasa din camera sa nupțială. Între vestibul și altar să plângă preoții și slujitorii Domnului și să zică: Îndură-te, Doamne, de poporul Tău și nu da moștenirea Ta ocării, ca neamurile să stăpânească peste ei. De ce să se spună printre popoare, unde este Dumnezeul lor? Domnul este gelos pe țara lui și îi este milă de poporul său. Cuvântul Domnului. Oh,
de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Recunosc fără de legea mea și păcatul meu stă purur înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și ce rău înaintea ta am săvârșit. Lasă-mi mine o inimă curată, Dumnezeule, și un duh statornic înnoiește în lăuntrul meu. Nu mă alunga de la fața ta și Duhul Sfânt nu lua de la mine. Întărește-mă cu Duh binevoitor. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Împăcați-vă cu Dumnezeu, iată acum este momentul potrivit. Citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, noi suntem împuterniciți ai lui Hristos, ca și ai lui Dumnezeu, care vă îndeamnă prin noi. Vă rugăm pentru Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel care nu a cunoscut păcatul, El l-a făcut păcat de dragul nostru, pentru ca noi să cunoaștem justificarea lui Dumnezeu în El. Deoarece noi colaborăm cu El, vă mai îndemnăm să nu primiți harul lui Dumnezeu în zadar, căci El spune, la momentul potrivit te-am ascultat și în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată, acum este momentul potrivit. Iată, acum este ziua mântuirii. Cuvântul Domnului.
Astăzi nu vă împietriți inimile, ci ascultați glasul Domnului. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi: aveți grijă să nu săvârșiți faptele voastre bune înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altfel nu veți avea răsplată înaintea Tatălui vostru din ceruri. Așadar, când dai de pomană, nu trâmbița înaintea ta, așa cum fac ipocriții în sinagogi și în piețe ca să fie lăudați de oameni. Adevăr vă spun, și-au primit răsplata. Tu însă, când dai de pomană, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, pentru ca pomana ta să fie în ascuns și Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti. Iar când vă rugați, nu faceți ca ipocriții, pentru că lor le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile străzilor, ca să se arate oamenilor. Adevăr vă spun, și-au primit răsplata. Tu însă, când te rogi, intră în camera ta și, închizând ușa, roagă-te Tatălui tău care este înascuns și Tatăl tău care vede înascuns te va răsplăti. Când postiți, nu fiți triști ca ipocriții, căci ei își schimonosesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevăr vă spun, și-au primit răsplata. Dar tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este înascuns. Și Tatăl tău care vede înascuns te va răsplăti. Cuvântul Domnului. Preasfințite episcop Petru, ucernice, părinte, decan, dragi părinți concelebranți, iubiți credincioși, prezenți fizic în catedrala noastră, ca și cei care sunteți în legătură directă cu noi prin internet, și iubiți ascultători ai postului de Radio Maria, ziua liturgică de astăzi, care marchează pentru noi catolicii de rit latin începutul postului mare, poartă denumirea semnificativă de Miercurea Cenușii. Atenție, nu cenușie, unii spune Miercurea Cenușie, nu, Miercurea Cenușii, tocmai de la ritul impunerii cenușii pe capetele noastre în cadrul celebrării Sfintei Liturghii, și asta va avea loc îndată după predică. Este un început important care ne cheamă la o schimbare, convertire, schimbare.
O schimbare, sigur, nu a hainelor, nu a mâncării, nu a muzicii, nu a decorului și acestea, dar nu sunt cele mai importante, ci o schimbare a interiorului nostru, o schimbare lăuntrică, o schimbare a inimii. Cenușa pusă pe capetele noastre ne amintește de condiția noastră umană, de fragilitatea noastră. Sunt două formule pe care le putem folosi la alegere noi preoții atunci când vă punem cenușa pe cap. Amintește-ți, omule, că pământ ești și în pământ te vei întoarce. Fragilitatea noastră, condiția noastră umană. Sau convertirea. Convertiți-vă și credeți în Evanghelie. Postul mare ne cheamă la convertire. Așa ne spune așadar preotul atunci când ne pune cenușa pe cap. Este vorba de fapt despre un drum. Un drum de convertire la iubire. Pentru că iubire este esența Evangheliei, esența religiei noastre creștine. Totul se reduce acolo. De aceea Sfântul Augustin a ajuns să spună: iubește și fă ce vrei. Dacă iubești cu adevărat, nu vei face rele, păcate, nelegiuiri. Acest drum pentru convertirea la iubire vrem să-l începem astăzi, în Miercurea Cenușii, și va dura 40 de zile, atât ține postul mare, până în Miercurea din Săptămâna Sfântă, exact 40 de zile, pentru că urmează apoi Triduumul Pascal, adică Paștele Domnului. Paște, o să vă explicăm atunci, de la Peșac, trecere, trecerea lui Hristos de la moarte la viață prin înviere. Și acest mister pascal îl celebrăm deja din Joia Sfântă, apoi Vinerea Sfântă, Sâmbăta Sfântă și va triumfa totul cu bucuria învierii. Dar până atunci avem de lucru. Ce este postul mare? Am auzit un preot de la seminar spunând că a celebrat nu de mult o Sfântă Liturghie într-una din parohiile diecezei noastre și a întrebat pe copii: ce înseamnă postul mare? Și ridică mâna un copil și spune: postul mare înseamnă să te rogi mult și să mănânci mai puțină carne. Așa gândea copilul. Nu e rău. Dar postul mare, noi trebuie să înțelegem că este timpul verificării propriei vieți și asta în lumina adevărului. Adevărului cu majusculă, adică Hristos. În lumina lui Hristos suntem chemați să ne verificăm viața noastră, propria noastră viață. Nu spune Iisus: eu sunt calea, adevărul și viața. Așadar, în fața lui Iisus și îl privim răstignit pe cruce în postul mare, noi suntem chemați să ne verificăm propria noastră viață pentru a realiza convertirea. Este timpul de pregătire, postul mare, pentru marea sărbătoare a Paștelui, învierea Domnului, cea mai mare sărbătoare a religiei noastre creștine. În câteva cuvinte, care sunt etapele pe care suntem chemați să le parcurgem în timpul postului mare ca să putem trăi cu adevărat în bucurie învierea Domnului? Sunt trei aceste etape și le-am auzit puțin mai înainte, când Părintele Decan a citit Sfânta Evanghelie. Ele vin din gura lui Iisus însuși. Pomana, rugăciunea și postul. Și ați auzit, nu oricum. Trebuie să le înțelegem bine, nu de fala altora, ci mergând la interior. Mereu Iisus în Evanghelie
merge la interiorul omului, acolo unde suntem chemați să intrăm și noi în postul mare, pentru a face purificare, pentru a realiza o adevărată convertire. Pomana înseamnă să ne deschidem larg inima la nevoile altora. Înseamnă să ne dăruim pe noi înșine până acolo încât să devenim într-un fel pâinea frântă pentru altul, ca la Sfânta Liturghie. Știți, Sfânta Liturghie este în centrul atenției noastre în anul liturgic în care ne aflăm. Și ați văzut, la un moment dat, preotul frânge pâinea, adică îl frânge pe Iisus, voind să ne arate că Iisus s-a frânt pe sine, s-a dat pe sine pentru binele nostru, pentru mântuirea noastră. Pomana înțeleasă în sens autentic înseamnă să ne frângem pe noi, să ne coste atunci când dăm un ajutor semenului nostru. Și acest lucru suntem chemați să-l facem în postul mare, în mod deosebit. Rugăciunea. Sigur, este rugăciunea solemnă, comunitară, fără egal, Sfânta Liturghie, pe care acum o celebrăm. Cea mai frumoasă rugăciune este apoi devoțiunea căii Sfintei Cruci, am făcut-o puțin mai înainte. Dar să mergem la rugăciunea personală, mai ales rugăciunea văzută ca ascultare a lui Dumnezeu. Pentru că noi ce facem în rugăciunile noastre, majoritatea rugăciunilor? Noi vorbim lui Dumnezeu, noi îi spunem, mai am o devoțiune, mai am o rugăciune, stai că mai am câteva. Ca și cum Dumnezeu n-ar ști ce necazuri, greutăți avem noi și vrem noi să-i spunem. Nu, haideți să înțelegem rugăciunea, mai degrabă o ascultare a Domnului, care și El să ne spună, știți ce multe are să ne spună? Să-L ascultăm pe El, cum? Ascultând cu atenție textele din Biblie. E cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește. Și după ce îl ascultăm pe Dumnezeu, medităm de aceea și rostul tăcerii la Sfânta Liturghie, să creăm ambientul propice ca să-L ascultăm pe Dumnezeu. Și în felul acesta să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine, intrând în interiorul nostru pentru a realiza înnoirea, convertirea în sensul adevărat al cuvântului, postul. Aici, prima dată, trebuie să înțelegem bine ce înseamnă foamea. Azi a fost post și abstinență. Știm ce spune Sfânta Scriptură. Când postiți, nu fiți triști. Nu vreau să văd pe niciunul trist în biserică. Posomorât, n-am mâncat azi, am mâncat foarte puțin. Nu. Spălați-vă fața. Nu trebuie să arătăm altora că postim. Am făcut o leac de foame, să spunem. Prima dată trebuie să înțelegem bine, când vorbim de post, ce înseamnă foamea. Nu înseamnă numai aceea pe care o simțim pentru că n-am mâncat. Nu este vorba, deci, de foamea trupească, ci este vorba de foamea după Dumnezeu. Foamea de cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl ascultăm și biserica ne-l pune așa de frumos în timpul postului mare, în fiecare zi și în fiecare duminică. Textele sunt foarte bine gândite și alese de biserică pentru ca biserica să ne dea astfel mâncarea de care avem nevoie pentru suflet, mai mult decât pentru trup. Și așa cum nu putem trăi fizic dacă nu mâncăm, la fel nu putem trăi sufletește dacă nu mâncăm hrana aceasta a cuvântului lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, noi nu putem parcurge aceste etape, pomana, rugăciunea, postul, recomandate de Iisus în Sfânta Evanghelie, chiar din prima zi apostolului mare, fără ajutorul lui Dumnezeu. Că suntem slabi, greșitori, păcătoși, cădem așa de ușor în păcate. Să nu creadă cineva, fac eu, mă arăt eu tare, să vezi ce fac eu în postul mare. Să nu ne încredem în forțele proprii, pentru că ușor de tot cădem, ci să ne încredem în harul lui Dumnezeu, să cerem acest har al lui Dumnezeu în rugăciune, să lăsăm pe Duhul Sfânt, trăim în era Lui până la sfârșitul veacurilor.
Totul în biserică este mișcarea, acțiunea Duhului Sfânt. Să-L lăsăm pe Duhul Sfânt, chemându-L în ajutor, să lucreze în noi și noi să lucrăm cu El, cu Harul Său, pentru ca să ne putem transforma în Hristos. El e modelul vieții noastre. Și mereu avem lucruri de pus la punct, de corectat, de reparat, ca să fim cât mai asemenea cu Iisus. Asta e munca grea Apostolului Mare. Cerem așadar lumina și darurile Duhului Sfânt ca să putem realiza cu adevărat convertirea pe care ne-o cere Biserica în postul mare. Amin. Acum vă rog să vă ridicați în picioare, urmează ceremonia binecuvântării cenușii și impunerea pe capetele noastre. Așa cere Biserica în cadrul Sfintei Liturghii, după predică, să se facă acest lucru, să ne rugăm. Rugăm cu stăruință pe Dumnezeu Tatăl să binecuvânteze cu belșugul Harului Său această cenușă, o vedeți pe masă acolo, pe care o punem pe cap în semn de pocăință. Dumnezeule, care te înduri de cel smerit și te împaci cu cel care face pocăință, pleacă-ți urechea cu bunătate la rugăciunile noastre și revarsă binevoitor Harul binecuvântării Tale asupra slujitorilor Tăi care vor primi cenușa. Dăruiește-le harul ca, străbătând cu fidelitate calea celor 40 de zile de post, să se învrednicească a ajunge cu suflet purificat la celebrarea misterului pascal al Fiului Tău. Așa te rugăm prin Hristos Domnul nostru.
fraților prea iubiți, Domnul care vede în inima omului ne-a adunat sub semnul cenușii sfințite ca să începem drumul de convertire și reconciliere cu umilință și bucurie. Încrezători în milostivirea sa infinită, să-i adresăm lui rugăciunea noastră spunând, Doamne, convertește inima noastră! Doamne, convertește inima noastră! Pentru ca biserica, vestind și celebrând iertarea lui Dumnezeu, să fie pentru lume semn și instrument de reconciliere, să ne rugăm! Doamne, convertește inima noastră! Pentru ca toate comunitățile creștine să împărtășească neliniștea, sărăcia și speranțele oamenilor de astăzi, să ne rugăm. Doamne, convertește inima noastră! Pentru ca ascultarea cuvântului, convertirea, rugăciunea, angajamentele de la botez și iubirea să reînnoiască profund raporturile noastre cu Dumnezeu și cu frații, să ne rugăm. Doamne, convertește inima noastră! Pentru ca apelul cenușii sfințite la condiția muritoare a omului și la nesiguranța succeselor sale să favorizeze întâlnirea cu Dumnezeu, izvorul adevărat de viață și de mântuire, să ne rugăm. Doamne, convertește inima noastră! Pentru ca săracii și cei care suferă să primească mângâierea ajutorului fratern și să participe cu bucurie pe drumul speranței poporului lui Dumnezeu, să ne rugăm. Doamne, convertește inima noastră! Pentru ca ceremonia impunerii cenușii să nu rămână ruptă de viața concretă pe care o trăim zi de zi, să ne rugăm. Doamne, convertește inima noastră! Părinte Sfânt, rugăciunile noastre, primește-le și dă-ne harul de a rămâne fideli față de hotărârile pe care le luăm astăzi pentru a fi aflați demni să participăm la sfârșitul acestui timp de har la întâlnirea cu Hristos cel înviat, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa de mâinile tale, spre lauda și slăvirea Dumnezeu Său, spre folosul nostru și al întregii Sfintei sale Biserici. Tainele primite, îți aducem, Doamne, această jertfă prin care începem cu solemnitate postul de 40 de zile, rugându-te să ne dai harul ca prin fapte de pocăință și de iubire
să ne învingem pornirile rele și astfel, curățați fiind de păcate, să ne învrednicim a celebra cu evlavie misterul pătimirii Fiului Tău, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, pentru că prin post și înfrânare ne ajut să învingem pornirile rele, ne ridici mintea spre cele cerești, ne întărești sufletul în virtute și ne dăruiești veșnică răsplată prin Domnul nostru Iisus Hristos. Prin El te laudă îngerii, te adoră stăpânirile, ți se supun puterile. Tăriile cerești și fericiții serafimi te laudă între săltare de bucurie. Alături de ei te rugăm să primești și glasurile noastre, ca împreună să te lăudăm cu umilință, cântând fără încetare. Thank you.
adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul a toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta, răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu părintele nostru, Papa Francisc, cu episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii noștri și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta, și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, să ne rugăm împreună. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.
Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, ci binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Thank you.
Să ne rugăm. Tainele primite să ne întărească, Doamne, ca să putem trăi aceste zile de post, astfel încât ele să-ți fie plăcute, iar nouă să ne fie spre tămăduire, prin Hristos, Domnul nostru. Înainte de binecuvântarea finală, vreau să-i salut pe toți cei care au fost în legătură directă cu noi pe internet, ca și pe ascultătorii postului de Radio Maria. Implor asupra lor, ca și asupra dumneavoastră, celor prezenți în această seară, număr așa de mare în catedrală, binecuvântarea lui Dumnezeu și tuturor vă adresez personal în numele Preasfințitului și a preoților din altar să aveți un post rodnic și binecuvântat de Dumnezeu. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.